intrat încă, mai sunt doi, vor intra pe parcurs. Ok. Da? Great. Succes. Good luck. Have a nice day today. Okay. Hello, everybody. Thank you very much for taking your time today to join us in a very esteemed round. We'll be talking about a very hot and very relevant topic, the European Green Deal, which was unveiled hotly anticipated on October 2020, and which is outlining a long list of policy initiatives aimed at putting Europe on track to reach net zero global warming emissions by 2050. The President, Commission President Ursula von der Leyen mentioned, this is the Europe's man on the moon moment. And the goal is really very ambitious, to reconcile the economy with our planet and to make it work for our people. And this could be also a very interesting discussion today to get the insights of brilliant minds of how can we make this European Green Deal, very ambitious deal, to make it work for our people. So this is basically the climate policy as Europe's new growth strategy. And I would like to invite now for a statement and to give us the insights and also the to share the experiences with us, Anca Dragu, who is the elected speaker of the Romanian Senate in December last year. Again, congratulations also this way, Anca, for your achievement. And Anca was also the Minister of Public Finance in the technocrat government led by Dacian Cioloș during November 2015 and January 2017. Anca, the first questions, let me address the first question and then you can take it from there. How do you think Romania will look in 4 years in the area of green technologies in terms of adoption, implementation, competitiveness? Anca, the floor is yours. Good afternoon, everybody. And I'm so happy and delighted to be here with you. And because there are very good friends I see here in this panel, Daniel, Dayano, Adrian, Codirlașu, Andreea. So good to see you again, Andreea. And Adrian Locușteanu. Hi, Mona. So, yeah. We are now in a new phase when we are reinventing our lives, not only because of COVID and the pandemic, but we are reinventing our lives because we want our lives to be greener. And this is a serious statement put on the market and internalized by the European Commission at the end of 2019. It was an unexpected decision coming from the European Commission. Of course, these ideas were flying around for many years, but the new Commission led by Mrs. Von der Leyen really succeeded to really put in practice this objective of a greener life. So then our lives are changing, which means we have the economic activity in general, which includes energy, transport, food, and everything related to our lives should be really in a friendly manner with the environment. So we are now putting in place new industries that are going to respond to this objective, so the economic activity is not harming the environment. This new technology. Now we can hear you. The new technologies are developing
okay, some of them are already developed, but should be significantly improved. This is why R&D is going to be one activity that is going to expand in the coming, in the near future, but also on medium and long term. We would all like to produce greener energy, but also to have a higher storage capacities for electricity, which is, of course, the question that we've been asking ourselves for decades. And our lives will be will have this footprint of green energy, green transport, and shorter production chain. Yeah, especially this is something that we learned from the COVID crisis, that this very long production chain that was developed since the 90s, when Europe shifted more towards services while production shifted to Southeastern Asia. So now we have we witnessed another unpleasant situation, that the long production chain, supply chains, are actually could actually undermine our economic activity and lives in general. So in the next 4 years, we are going to develop all these activities for a greener life, but also for a shorter supply chain. Okay. Did you have another question? I do have a question. Sorry, I was on mute. How the issues related to competitiveness will be addressed following the implementation of green technologies? I think digitalization, it's the component that is going to reduce the higher price of greener everything. Let's put it like this. So we are becoming more efficient by using artificial intelligence and digitalization in all sectors of activity. And again, this is a big room here for countries to develop these new technologies that are incumbing international artificial intelligence and digitalization. And the good part of this process is that Romania could be in the lead, a leader also in this game. As we are developing new directions, we're not. We should not be in the position to be followers, but leaders. And I'm confident that we may will succeed in managing these resources, especially the human resources, to and invest in R&D and in digitalization and in green technologies. And so this is, digitalization is basically in the technological manner, keeping a balance when we are talking about competitiveness, but also we are talking here about price competitiveness through lower prices for input factors. Also, we are looking at financing facilities and financing schemes for these activities that are going to, to improve the price competitiveness. So okay. Labor and capital also help the competitiveness here. Okay, thank you. I think it's a very good opportunity actually for Romania to become not only a follower, not to stay in the position of a follower, but become a leader. Because one of the opportunities right now is that in Eastern Europe, at least, we don't have yet an innovation leader. An innovation leader didn't emerge yet. And I think we are in a very, very good position right now, as, for example, we see that the ecosystem in startup area, for example, is strengthening. So step by step, in quite soon, we'll
leave the stage of embryonic stage. Yeah? And we see more and more big companies growing and taking the lead on innovation. And I think, yeah, we could use this also, this opportunity as a, yeah, it's, and the pandemic, especially as a good timing to increase our efforts to become more innovative. And one of course, one of the topic is digitalization. Okay, before we are taking questions from the audience, Anka, could you stay for how long with us? How much time do you still have? I do have time until, I have 1 hour. 1 hour, okay, great. So if you agree, I get so much hate when people say, oh, I'm safe to leave and I please. Okay, thank you very much. It's a very good, it's a very good news. And the idea is that I'd like to take the questions from the audience eventually, if we get questions by the end of this discussion, of this topic. And now I'd like to address some questions to our next speaker, if I may, Daniel Dayanu, academician and president of the Romanian Fiscal Council and board member of the Romanian National Bank. Thank you very much, Daniel, to be with us. I'd like to ask you, how do you see this Green New Deal right now as an opportunity for us? And what do you think the challenges are on the European level and then for Romania, especially in this context? I think Mr. Dayanu is on mute, so you can tell him. You have asked whether it's an opportunity. Of course, it's an opportunity, but we don't have the leeway to say yes or no. It's a must for everybody. Because climate change is an existential threat. It's probably the biggest threat mankind has. Let me just read a few words from Madame Christine Lagarde, who's the president of the European Central Bank. It's a very recent statement in which she says, and by the way, the European Central Bank announced a couple of days ago that it sets up a unit, a special unit for dealing with climate change. So keep in mind, it's the European Central Bank. We're not talking about parliaments or governments. It's the European Central Bank. The last report on financial stability of the Fed, which is the American Central Bank also, has a significant portion assigned to climate change and the impact of climate change on the financial sector. So Madame Lagarde says, climate change is one of the greatest challenges faced by mankind this century. I would say it's the biggest threat. We can deal with pandemics, but with climate change, if we do not change our lifestyle, if we do not implement, if we do not green our economies, we are doomed. There is no question about it. And there is an enormous amount of data which substantiates such a view. Again, there are numbers which show, for example, that studies which show that 70% of events examined are more likely to have caused climate change. So 70% of what we see as the impact of climate change is because of human action. So we have to reverse. We have to do something else as human beings to deal with climate change. Now, so it's not about whether we should do or no, whether it's an opportunity. Of course it's an opportunity, but it's an opportunity to save ourselves. If not us, because we will continue to live, but our children, our grandchildren. That's the big issue. Now, something which is less talked about, unfortunately, and I'm glad that an old friend of mine, Dragoș Pâslaru, is here. I think that all EU institutions do not pay attention to something, to numbers.
We talk about benefits, we have to green our economies, we have a fund now, the Next Generation Fund, and so on and so on. But there is not a sufficient amount of analytical work to say, look, how much does it cost to change ourselves, to change our economies, in spite of this borrowed money? Because the Next Generation Fund is borrowed money, clearly. It's not a free lunch. How much does it cost for less developed economies to do it? And Dragos could tell us much more about conditionalities to use EU funds which are assigned to or are meant to help us green our economies. So I don't want to get into many details, but I believe that apart from the rhetorics and big statements and big desiderata, there is an enormous amount of analytical work and operational work to make it possible. And it's not going to be easy. Budget strengths are enormous. We cannot deal with conventional and unconventional threats. That's very clear. There are social issues at stake, due not only to pandemics and the economic crisis, but we have artificial intelligence, companies which are going to shed labor in the years to come. How are we going to deal with this? So this is also an issue which we probably do not pay enough attention. And the recent events in the United States, but also the rise of extremism in Europe, whether on the left side or the right side, is not a good omen. So this is also, we have to embed into the whole discussion much more than only the ultimate goal of greening our economies. Now, let me tell you about the EU Green Deal. If you do not stop me, I will continue. But let me tell you something about the Green Deal. The way I see it in a broader perspective, one, it does signal, as the French would say, la prise de conscience. It's not only the wake-up call. I mentioned in the previous our discussion that I was stunned by the power of vested interests 10 years ago when the car manufacturers stopped basically a change of direction. And vested interests are still very powerful in Europe, in the European Union. Secondly, and I agree with what Anka has mentioned, that there has been a dramatic change of direction on the part of the Commission. The new economic Commission is different. And not only because women are very much at the top, but it's because there is this wake-up call. I mean, it's very threatening what's happening. Are resources available? I would say there are more resources available for greening our economies, but it's not sufficient. If we do not change our national budgets, the EU budget and the Next Generation Fund and so on, it's nothing against the background of the task. So we have to restructure our national budget and think, how can one do it in an economy like Romania's, where we have very low budget revenues, in which the provision of public, key public goods is so precarious. So the strain put on such a public budget is going to be exceedingly like an impossible mission for this government and following governments. So I'd be more cautious. Of course, we need to be very ambitious, but we also have to balance our very ambitious targets with the available resources. It's not going to be easy. It's not going to change to restructure a public budget. It's not going to be easy for private companies to change themselves. It's not going to be easy for banks to change themselves. I see that you do not stop me. I mean, you let me speak like water flowing
And you, you are in time, and you are telling us very interesting as the previous speaker. Let me tell you, for example, a few questions. I just put on the paper this morning. For policy issues to address, for example, although transition on aggregate would be accompanied by net benefits, I have no doubts about it, because it's not an issue of whether we should do it or not. Ultimately, we'll be winners if we can save ourselves, our children, and our grandchildren. The big winner will be mankind if we'll do it. But until this happens, I mean, we have to think about what it takes to achieve it. And we don't have the numbers. Numbers, a rational mind has to accompany an action or a sequence of actions with numbers. It's the logic of cost and benefit analysis, however narrow that could be, but it has to happen. Now, shall we impose a carbon tax? Dragos again, because you are talking in the European Parliament on this. I think it should be imposed, but it should not be only in Europe imposed. It should be a global carbon tax. And then how do you distribute it? Because the impact may be very uneven if you impose the carbon tax in very poor countries. Who's going to administer a carbon tax? How can we help very poor countries? Like, for example, we have to help poor countries in dealing with coronavirus, with the pandemic. Otherwise, we'll have tens of millions of people dead in poor countries. So who's going to do it? We don't have a global government. This is why it's critical that we have the Biden effect now, that Biden won the elections in the United States. It's a huge event, because it means that we can stop the destruction of the multilateral system. Climate change needs collective action. Collective action in the European Union, but also globally. There is no other way. Whether we like China or not, whether we are afraid of China or not, China has to be involved in this. Because dealing with climate change is a global endeavor. So, and the deal has to be struck with China when it comes, as it has to be struck a deal when it comes to global trade. I mean, trade also is a major issue. Now, what shall we do about labor markets? Even without the pandemic or climate change, artificial intelligence, robotization have a big impact on labor markets. How shall, and this is going to be speeded up by the pandemic, which is not at an end, okay? Although we have the vaccines, but the war is still being fought against the pandemic. And then it's climate change. So how can we structure our labor market policies to deal with a growing number of people who will be outside the labor market? Can we restructure our education policies? And again, we get back to Romania, where we spend so little. It's nice to talk about innovation, to be a leader. But before we become a leader in innovation, we have to spend much more on education, on basic education. We are very much at the end of the pack in the European Union when it comes to education and healthcare. So these are also our issues, which are, it may sound very remotely connected with climate change, but they're not remotely connected. Our analysis has to be holistic. We have to look at the broad picture. And finally, and I'll stop on this note, we have to change our lifestyles. We have to be less in a love affair with money. We have to pay more attention to other people, to be more compassionate, to think more in solidarity terms.
to repair the relation with nature, we are destroying nature on a steady basis. And then we are asking ourselves, how does it come that there is a blowback, that we are struck by nature? We should not ask ourselves about it. So there is so much at stake. Everybody has to be more introspective. We have to undertake a soul searching exercise, starting from the people at the very top up to the people at the bottom. And lifestyles have to change. And we have to teach our children more about climate change, about the way they have to behave. Adrian is here in this debate. And I remember, for example, we teach our children about banking, about finance, about, okay, but there is much more in life than teaching our people about finance and banking, much more. I'd like to thank you very much. Thank you very much, Danielle. Very interesting insights, very interesting approach, and very thoughtful opinion. And you raised the bar. So I'd like to ask Dragos, because you mentioned Dragos several times. Dragos, who is a member of the European Parliament and also held positions as Minister of Labor, Family, Social Protection and the Elderly in the government Dacian Cioloș in 2016 to 2017, and also has a very good position right now, very good insights, as he was one of the negotiators for Romania of the plan for economical relaunch, sustainable economy, and he negotiated also the mechanism for Next Generation EU, which he achieved the performance to get, let's say, a big stake of funds for Romania of 30 billion euro for relaunch and resilience. Dragos, if you hear us, I'd like to ask you, what's your position? What's your insight right now regarding the Green New Deal? Yeah, so first of all, thank you very much for the invite. It's a privilege, as always, to be moderated by Alex and be in a panel with Anca, with Daniel, with all the others. I mean, I think that with Mona, I've seen Mona here as well from the World Bank. So and many others. I am talking right now from the European Parliament headquarters. We've just had the employment committee in the morning, and we just adopted a new skill agenda, which is exactly in line with what Professor Dayanu mentioned before. So we are paving the way, but let me go a little bit to the conceptual part of it. So Green Deal, I mean, there are a lot of vested interests. I would say where there's power and money, there are vested interests. So this is clear. But I would say that right now, I think that we are out of that, let's say, doctrinary thing where we should do that for the sake of doing it. So right now, we are in a moment of history where Europe actually decided to push on one hand in changing the attitude of society towards nature, and that's actually very important, but at the same time to understand that needs to be, getting back to the leadership of economic activity worldwide. And the dependence that Europe previously had and still has on resources that are coming from other parts of the world, obviously was weakening the capacity of Europe to compete globally. And despite the efforts that we had from the Lisbon agenda and then all the attempts to have Europe becoming the most advanced, let's say, bloc in terms of innovation, everything actually failed and Europe was losing terrain as compared to Asia or even the United States. So right now what is happening is that we figured out that we can make basically a reform of how the economic activity, the trade activity, the innovation, the relation between green and digital can operate so that we can reassert Europe as being a leading force worldwide. And that's actually very important. So the Green Deal is about nature and protecting biodiversity, but it's very, very much about how our economies are working.
the dependence on energy, the dependence on fossil fuels, the way in which we are wasting resources or not, and here obviously the reference is to circular economy, the way in which we are actually constructing our value chains globally, and the capacity to face, have the resilience to face different types of crises by having the value chain more or less located as near to Europe as possible. So all these things have actually led to an alignment of the political spectrum with different reasons to support the Green Deal. So for the let's say the left part of the spectrum, it was more about, you know, the social dimension. For the right part of the spectrum, was more about, you know, the economic dimension. Everyone more or less realized this historical moment based on data that it's about how the nature is actually pushing back. So it is actually a momentum. It was before the crisis, and right now in the pandemics, we more or less had the solidarity to go together and come up with the Next Generation EU, or the recovery plan as it is called. Now, obviously, this is something that costs money and will have a cost for the future. But what is really relevant right now is the fact that there are resources to make it happen. I would say that right now, with the array of national plans related to recovery and resilience, we are not just having resources to, you know, go beyond the crisis. We have resources to produce those structural reforms that have been, you know, required in the literature by many analysts and also by policymakers. And we were not able to actually make them happen in Europe for various reasons. But right now, basically, there's this perfect storm where we have this chance to push for structural reforms. In the case of Romania, I mean, before Romania's accession to the EU, that was a period of, you know, really intense structural reforms. I would say 2000 to 2006 was really a period where we aligned with the acquis. We took a lot of best practices. We put reforms that were quite critical for the future development of Romania. After Romania's accession, we were not that eager to push for reforms anymore. And there was more or less a volatility of reforms that have actually pushed or not. And right now, because of the Green Deal, because of this new context, we have the chance to go back on the reforms, to go back on corporate governance, to go back on the justice system, to go back on how the economy is actually looking at the ecosystems at worldwide level, and to try to not just be, a repair yard of Europe, but to, you know, more or less have the ambition to go up the ladder in terms of the value chain. So right now we have all these opportunities. I will actually advocate right now that obviously in Romania, or for a country such as Romania, we do have a lot of things to fix. So it's a lot of repairing that is needed, fixing. We have 30 years with lost opportunities related to the highway system, the railway system, the infrastructure at large. We have a lot of reforms related to the public administration that is cumbersome, bureaucratic. It's actually more or less, I would say, even condemned not to be effective in the way in which the incentives are actually set. So we need to fix that as well. But what we also need to do, and we can't just wait to do first the fixing and then to go, you know, to leapfrog towards the most advanced things that are happening. So right now, what we need to do is that at the same time with the fixing part, we just need to do this advancement of Romanian society. And that's why I'm really happy that the outcome of the RRF, Recovery and Resilience Facility negotiations, allowed that the plans would actually be a balanced six-pillar approach, where you have the things that are, you know, the advancement, you know, have the green and the digital, 37% green, 20% digital, but you also have the economy and the competitiveness of the economy, and then you have the social pillar, solidarity, as was actually mentioned before, you have the health and resilience of the institutions, and then the main focus that would actually allow us to avoid the divide
and to have more cohesiveness in our society, that is the focus on children and youth. So right now, it is actually of a paramount importance to understand that this is not business as usual by any, and you know, by all means, this is not business as usual. And this is not just because of the pandemic. It's because we have this amazing opportunity to align ourselves behind these goals of reaching a development in the society that was not actually meant to progress in the right way after Romania's accession to the EU. So I would say that it will take a lot of political wisdom to try to more or less build together things rather than, you know, quarrel and divide. It will take a lot of wisdom to have partnerships in between the public and the private sector and you know, work together in order to have the predictability. Priority for a fair transition. And also what is actually crucial, I would say, not to neglect the social part. And this is not from a doctrinary standpoint. I would really advocate that we need to do what is called social investment. The returns that, for the future in Romania, if you invest in education, in access to health, in access to housing, and we have right now the Bauhaus revolution that the Commission is you know, more or less urging member states to do. The access to proper nutrition, all these things are the things that are so crucial given the demographics that is happening, but also given the way the Romanian society is actually built. We have 1 in 3 Romanians that are right now living in poverty or adverse conditions, and we need to address that. So yes, fixing things on one hand, on the other hand, you know, leapfrogging to advance technologies, to digital, to try to embed digital in our society, at the same time focusing on skills and avoiding that the society will be polarized. So that would be my view on the Green Deal. It's not only about the green stuff or the environment stuff. It's about the way in which our society develops. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for the insights, Dragos. I would like to challenge you with a question. For example, what do you think are the biggest issues and roadblocks for a government, Romanian government, to translate this Green Deal into, let's say, concrete projects, local projects? What should we tackle first? How do we prioritize? What is next? How do we budget, you know, these projects? Maybe you can come up with, let's say, pick up one case study out of this and say, okay, this could be, for example, a real impact we can measure and feel as a citizen of Romania, where the Green Deal has an impact, long, medium-term impact. What kind of case study could you pick out of many out there? Yeah, I mean, I will give the example of energy efficiency and energy technologies. Generally speaking, I would say that right now there is an enormous room and incentive for innovation in how we actually going to increase the efficiency of energy usage. I mean, and this is referring to both energy efficiency in the construction sector, so the building, and the fact that we may have a different selection of materials that we use, and this is going to the construction sector as well. We can right now more or less try to find a way to deal with energy poverty. That is, you know, a really enormous number of households are not connected to the grid right now in Romania. And it's also, I would say, related to the kind of new technologies that you're using in the energy field. Every one of us know the big projects in Europe programs in Europe that deal with, you know, batteries and storage of energy, and also with hydrogen and other ways of actually producing energy. So I would say, as a showcase of what the Green Deal is about, that this field about energy efficiency, energy technology, and innovation and technology related to that, and to put it on top of it, the way digital can transform that as well to sensors, smart villages, smart cities, and so on. So that would be my showcase, example. I do have, thank you very much. Thank you very much. You know, I used to say a lot of... to ask Dragos something. Yeah, please. Dragos, it's not like you intimated, but it was very clear
that by saying alignment, which goes beyond ideologies, it's like climate change has forced upon us a wake-up call and an understanding of what it takes to deal with this existential threat, that we have to pay attention to social cohesion, that we have to be socially responsible, we have to restructure our economies and so on. But all of this costs money. It's not like the next generation fund is very far from being sufficient, because this is a long-term endeavor. It has to start tomorrow or even today, and it's going to last probably not for a few years. It's a very long-term endeavor. It's going to last. Now, I'm asking you, because you focused on Romania, do you think we have budget revenues, the current budget revenues, can match the critical demands you have mentioned on greening our economies, on restructuring our societies? Think about it. I'm telling you because there is a line of reasoning which says this is the volume of revenues we have. There is no need to increase the budget revenues. We don't want them, and it's to put more pressure on the private sector and so on and so on. I mean, we have to respond to concrete questions. Otherwise, we are going to fly into very lofty. What's your response to this? Okay, Dragos, please. Very short. Yeah, please, please. So, thank you very much for the challenge. I believe that Romania was heading into a disaster in the last years. I think that we were more or less an example or textbook example for the medium income trap countries. I believe that for Romania, it was not sustainable anymore to rely on cheap labor and factors of productions like labor or land or things like that. And I believe that the fact that we've lost more than 4 million people in the last decades in Romania, it's a showcase of the disaster that is happening. I mean, of course, we can comparing with other countries, we can say we are very successful, but the opportunity cost of doing nothing in Romania or doing just something, I'd say that it was actually by far more than what is cost right now us to try to be on the path again. And if we manage to put ourselves on the reform track and do the things that have been postponed for 30 years or more, I would say that we are not only having net benefits on the long run, but we are actually avoiding an enormous cost for the societies in the short run. I think that what Romania was doing was not sustainable. And I still believe that we need to use right now these 4 years and the next 8 years to do and deliver these reforms for the people. And I would say that from a political standpoint, democracy is also at stake, because if we are not going to deliver appropriately, then we are going to have a lot of problems from populist politicians as well. So that's just the political note on top of it. So that would be my take on it. Thank you. But you have not answered. What about the budget revenues? I believe that right now, with the European money that we have at hand, of course, I'm very aware of the administrative capacity constraints, but I think that's why we have politicians to solve these issues once and for all. And I would say that with 80 million plus the 15 that we have not spent yet from the previous financial perspective, that's about 95 billion euros, we should be able to actually kickstart this process and at the same time trying to go towards the 3% budget deficit by 2026-7. So I think that it's feasible, because we are talking about things that we should have done anyway. So it's not that if we wouldn't have actually had the Green Deal, we could have actually done better. So that's the thing. I mean, the debate that we need to have is about fiscal revenues and how the budget is composed. And of course, that's an important debate that we need to have. Right now, it seems that everyone is still more or less under the idea of responding immediately to pandemics. And we don't have yet a crucial debate on that. But I think that a debate on how the budget is structured is important for the years to come. Okay, thank you very much.
So far, the audience is quite shy, so we didn't get any answer. I think the topic is quite complex, and people need time to process all the informations and the insights. So we might get along during the event another questions. So I'd like, thank you very much, Anka. Thank you very much, Daniel. Thank you very much, Drago, so far for your take to this topic. Very interesting topic. I truly hope, this is my opinion, that we will not have, let's say, something like a Hunger Game approach, where the EU countries has to fend for themselves instead of embracing a common vision and getting one single organism and acting like one. Okay, because this is, it's very, very hard, because what we are trying to do by 2050, a very, very tough approach, is to change industries and change value chains, supply chains. And we know from ground off to change an industry takes up to 25 years. And I think if we do not succeed, let me tell you. I know. If we do not succeed, in our previous debate, I talked about a food crisis, but since a while, there is a thought crossing my mind that if we do not succeed with dealing with climate change, we'll live under the specter of what Carl Wittfogel called hydraulic societies. If you remember, mm-hmm. he referred in his studies to despotic societies where the control of water resources was paramount and was the source of power. And like we've seen during this pandemic, when it comes to the critical supply, selfishness gets the upper hand. And this is why it was so important for the European Union, for the European Commission, to undertake a collective action. But going beyond that, if we're not going to succeed with dealing with climate change, then this is what we're going to face, the specter of hydraulic societies in which a collective action will no longer be possible, and we'll try to get, grab essential food for ourselves and to have access to water resources. I agree. I'd like, if you don't mind, I'd like to go to the next speaker, esteemed speaker, Mona Prasad, lead economist with the Macroeconomics, Trade and Investment Department of the World Bank. And she's currently working with the EU countries based out of DC. She has worked in other countries in Europe and Central Asia, South Asia and Africa with the World Bank. And she specialized also on fiscal policy, one of the key ingredients, I would say one of the key success factors to make actually this transformation happen, because the role of fiscal policy in delivering the Green Deal is very, very high and paramount. And Mona, if I may, I'd like to address your question. What would be a key green fiscal reform that EU countries should pursue today? Thank you, and thank you, everyone. It's an honor to be amongst this distinguished panel, and it's been a very interesting discussion. And I think it's a good segue from Daniel's question on resources to now dwell on the fiscal aspects. So, if you may, I wasn't too sure about the format, but I have a short presentation which might help to put things in perspective, including the numbers that Daniel was mentioning and the resources, et cetera. So I'll quickly share my screen. It's a short presentation and we can continue this. It will answer part of the question that you just mentioned, but just bear with me for 1 second. I'll just put on my, my presentation. Can you see my screen?
Alex, can you help us with the technical part? Yeah, we can see it. You can see it? Okay, perfect. Yeah. So this is essentially what I wanted to talk about, the timely, targeted, and transformative fiscal policy measures, which would support this transition to a green economy. And I mean, fiscal policies can have both a short-term as well as a longer-term impact. I mean, of course, in the short-term, given where we are, it would be much more on providing a stimulus. But in the longer term, it can help with this transition to a green world that we are all looking forward to. And within this fiscal policies, the main things that I would focus on is reforming the fossil fuel taxes and subsidies to provide the right price incentives for private sector investment. So as we know that these investments, say in a coal plant, et cetera, are very long-term investments with the life of maybe 40 years, 30, 40 years. So unless the price incentives change today, more investments will happen and then we end up with stranded assets. But we do agree that in raising taxes or reducing subsidies is going to have an impact on prices on the competitiveness angle, which was also mentioned earlier. And here, I think that there are options of sort of recycling this revenue in terms of either reducing, say, the labor or income taxes, et cetera. The second is to use public investments to overcome these barriers in building green infrastructure and green markets. And the third very important part, which was also stressed earlier, was on the compensation mechanisms and to take care of the distributional aspects. So this was what I had envisaged, but I'm going to go through very soon, I mean, in a very short time, the first parts and focus much more on the fiscal policy reforms. So essentially the EU context with the 2050 target of climate neutrality, where we are right now. So this will also help put some numbers. The key challenges that we see going forward in terms of the fiscal agenda, and then the green fiscal policy reforms that can potentially be considered. So in terms of climate neutrality, I don't think I need to go through this, but I mean, climate neutrality by 2050, I mean, the Green Deal involves financing it, but also ensuring a green transition, which will be very important. And the ambition for 2030 has been raised to 55%, and it would require actions across the board, right, throughout the economy. If we see where we are right now in terms of 2020, we see that we have, I mean, for the European Union as a whole, the 2020 target of reducing emissions by 20%, this is compared to 1990 levels, that was achieved. But the progress has been very uneven across countries. And of course, there are some countries which have contributed more compared with the others. And however, this progress that we see is excluding emissions from imported goods. If we include those emissions from imported goods, this goes back to Daniel's point of it being an international collective effort. If we include this emissions from imported goods, then we don't see much of a progress even in the EU. And of course, we see that there was some tapering off after the global financial crisis in terms of the emissions, but those it has reversed or has tabled off right now. In terms of sectors, we see that for a lot of sectors, we see a decline in emissions. Transport is one exception wherein we are seeing an increase in emissions. So going to the key challenges now, of course, we are not in a business as usual situation. We are not in the so-called normal wherein it's an ongoing, I mean, there's been a structural break, if I may use that word, in our data, in our lives, and because of the pandemic. So the measures that we undertake today have to support where we are in terms of the pandemic, as well as increase, as well as support the longer term sustainable transition that we want to make.
And the key challenges that we see, one, of course, imposed by the pandemic. The second is the transition challenge, which is in terms of the weak and uneven price incentives that are the signals that we are giving to the private sector in terms of taxes and subsidies. And the third is, of course, recovery and the limited fiscal space for stimulus. And this again goes back to the discussion on fiscal that was happening right now between Dragos and Daniel. So if we look at the pandemic, we see that there's been a huge shock. And this on the left-hand panel, we see the stringency index, which has had an impact on countries. And we've seen a resurgence, of course, this data is a little bit dated, but a resurgence in infections, which may delay the recovery. This is a transition challenge in terms of the price signals. So on the left-hand panel, you see that environmental taxes are a marginal part of total tax revenues in the EU. So it's less than 5% across the board. So therefore, there isn't a very big price to pay in terms of the environmental taxes. Of course, I'm not including the emissions trading system, but that is another part. But if I look at this fiscal policy part, I mean, the taxes are not enough. The taxes are very low, which means that we are not not penalizing enough in terms of the externalities that are being created because of, as a result of the of various of energy systems or traffic or pollution, etc. And the right-hand panel shows the other taxes, which are much higher. And this is on the subsidies. So even on the subsidies, we see that there has not been too much progress. So it's remained at around 50 billion for since 2008. And despite the commitment to phase out fossil fuel subsidies. And we see that a large part of these subsidies go to the energy sector and then to transport and industry and then to agriculture. And the subsidy calculation are the direct subsidies and it does not, but if you also include tax expenditures, the subsidies would be much higher. So this is on the recovery challenge. So we do see that because of the large impact and the stimulus measures, fiscal space is constrained in a lot of the countries. Debt levels have gone up. And the recovery in 2021, as of now, I mean, of course, the good part is that we do see progress on the vaccine rollout, but it will be a while before we are completely out of the woods. And public debt levels have gone up. So on recovery, I mean, investment will be key. And I mean, for creating the space for investment, some fiscal measures will have to be taken. I mean, broadly, it would include changes in the tax structure, ensuring that investments are in those which ensure high fiscal multipliers, reduction in subsidies, improving spending efficiency, effectiveness, broadening tax base. I mean, there can be a host of measures, and it will need to be a holistic endeavor to get there. So in terms of this fiscal policy reforms, so the two areas that I was looking at, one was the increase in carbon prices, and the other was using this recovery fund, the new generation recovery fund. But I do agree that this will not be enough and in terms of the long-term endeavor or the long-term costs that will be involved. So in terms of increasing the price of carbon, so we have these, I mean, what I wanted to focus on was on the environmental tax reforms, which would include taxes on pollutants or energy. It would be bundled with reductions in fossil fuel subsidies. And also it would include revenue recycling. So this could reduce other taxes like labor and income taxes to take care of competitiveness concerns. It could enhance public investment, public green investment, or other investment. It could be used to provide compensation to those who are being affected, families who are, say, where they depend on coal mines, et cetera, and who would be affected.
And there can be other types of recycling. I mean, you can pay down your debt. So it could be, there could be other or social infrastructure. So in terms of carbon prices, one could, of course, I mean, the price that is there on in different sectors and different fuels, it all varies. And one could take a holistic view, I mean, on where we are based on the taxes and subsidies together, and then raise the prices. Of course, it will have to be a gradual phase in. And it also involves co-benefits. I mean, if we reduce energy production from coal, it will have co-benefits in terms of lower air pollution, et cetera. And then there can be tax shifting. So we can reduce labor or income taxes, as I mentioned. And then once carbon taxes become, I mean, of course, initially, given where we are, it might not be the most opportune time to raise taxes, but maybe over the medium to long term, when carbon taxes are revenue enhancing, at that point of time, they can be used to further the investments. And the distributional aspects will be very important to take care of in terms of ensuring, I mean, they could be through any social compensation methods or through lump sum transfers. And the other is on the, of course, the issue of providing this green stimulus while ensuring debt sustainability. And I mean, I mentioned this timely, targeted, and transformative, essentially to say it's timely because of the large shock because of the pandemic. It needs to be targeted. We need to ensure that these investments are in places which yield high multipliers in terms of both output and employment, and transformative in terms of the bigger agenda of making it green. And there are other priorities like digital as well. So, I mean, initially, of course, the EU funds are a huge opportunity, but there are other options as well. And I mean, we know that the resilience and recovery plans need to have as mentioned by Dragos, that they need to have the green element of 37%. And since they have a grant component, it's a small part. Part of it is in grants that will support debt sustainability in the short term. But there are other options like fee baits, wherein a polluting company has to pay a fee, whereas a company which has a green energy system gets a rebate. So they can align incentives without changes in taxes. And some countries like Nigeria have captured this windfall in low fuel prices, and they have tried to reinject it in the economy. And but the point which was being stressed by Daniel is that this stimulus is not enough to get us where we want in terms of climate neutrality by 2050. So we will need additional investments which will be at least partly debt financed. And there, I mean, I think I would stress this endogeneity between the debt to GDP ratio, and therefore it will be important to focus on high investments with high fiscal multipliers. And there have been some empirical studies which mention that in terms of the reform packages that were implemented after the great financial crisis, the green reforms had high output and employment multipliers. And of course, it also goes to the big issue, the big elephant in the room in terms of adjustment to fiscal rules. And it is an opportune time with low interest rates to actually take up debt. And but considering that this needs to be invested in the green in green investments with high multipliers and other conditionalities. I mean, some of the options, of course, there are a lot of options that there could be a complete overhaul, but the other options, some of the options could include expanding the investment clause to include green public investment. Of course, it makes the rules more complex. It's an addition to the flexibility clause. There are pros and cons for each option.
The other could be in terms of introduction of a green golden investment rule, which has been discussed at times, wherein the deficit that would accrue because of the green investment would not be counted towards the deficit calculation for the EU fiscal rules. And then, of course, is the there could be country-specific benchmarks for green public investment coming from the EC, and they would come to it based on the long-term green investment requirement. And then such spending could be exempted from deficit rules. But of course, these are options, and they do involve some caveats in terms of like definition of what exactly is green investment, which is complex, and it would be administratively burdensome. I mean, for something as simple as an electric vehicle, the electric vehicle is green as we know it, but the battery that is used is very brown. And of course, some of these changes could increase the complexity of fiscal rules, which are already complex. And then one also has to avoid greenwashing. I mean, ensure that countries do not go in with treating brown investments as green, which is called greenwashing. So this was a brief overview that I just wanted to share. And maybe it answers a part of the questions that Alex had. But happy to take more questions before I need to switch to another meeting. Thank you. Thank you very much for the insights. Very, very interesting. I would like to know just one thing, if you can put it in a few words. Maybe I didn't get it from your presentation. What should be sequencing and speed of green fiscal reforms? Because we have a sense of urgency. I mean, climate change, it happens actually very fast, faster than we like it. And this is why I ask you, I mean, what should be the speed, and what speed can we afford right now to do these changes? Sure. So on sequencing, I mean, since we are in this new normal, I think we would need to start with the green public investment. And once the situation stabilizes a bit, then we could start with the changes, the tax changes, tax and subsidy changes. I mean, tax changes are not easy even during normal times. So, I mean, that's a huge endeavor, but it is, since it is an emergency, it needs to be done nevertheless. And that could also be a huge source. That could be a source of revenues going forward. And these revenues could be used to finance greater increased green investments. But this increase in carbon prices overall needs to be gradual. I mean, it's not that if we are at like 30 euros per ton of CO2 today, we cannot just make a big jump to 60 tomorrow. It has to be a gradual phasing. And on the speed, I think these reforms will require time and persistence, like all structural reforms. So we need to persist. It's not something that will happen overnight. It's not something it'll take time. But it needs to be done. And we do have an opportunity to make a beginning right now with the EU funds and low fuel prices. I think this is an opportune time. I can't hear you. May I ask you? Sure. Let me ask you something. Mm-hmm. And I'll make an analogy with the pandemic, the impact of the pandemic. We have big winners and big losers. All over the world, budgets are extremely strained, but we have there are windfall gains, enormous windfall gains for some of the winners. And I'm asking myself, because climate change also is going to create big winners. I mean, it's rising sectors and decaying sectors, and central banks and governments also will punish via carbon taxes and changes in the fiscal regimes in order to change incentives. But I'm asking myself, are we going to have this pressure on budget? And you rightly emphasize the public debt sustainability issue.
this is why I ask also Dragos, we cannot forget it. We cannot believe that just by importing resources free of charge from the Union, we're going to solve our problems at home. So we have to change the fiscal regime. But I'm asking you, if we're going to end up with big winners and big losers, probably we should tax also the big winners. Windfall gain should be taxed. Because it's not, it's in a way you could argue it's an accident that they turn out to be big winners. So in such a way, we will not put all the burden on societies, on taxpayers at large. And I think this is something, of course you could argue this is political economy, it's also a matter of choice, but this is critical. And because if we don't do it, and there is too much strain in our society, it's not clear that we can change our fiscal regimes. This is not clear. It appears to me that changes have to be pretty big. It's not easy. So, and probably there should be, we should contemplate such a redistribution from the big winners toward mitigating the pains for the big losers, so that we should provide an incentive for the big losers to get out of the game or to change themselves completely. I do agree with this. Sorry, Alex, very quickly. I do agree with this. And I mean, we will, it's that's why I fully agree with your point on this international effort, collective effort. But let's see, I mean, how far we can, it'll be a gradual process, but it needs to begin right away. And in order to bring in this whole thing of, I mean, winners and losers, as well as the compensation mechanisms in the international arena. I think that is something that also has to pick up steam. Once country efforts also start aligning, I think hopefully the momentum will be built. Thank you. I take one question from the audience. It's a rather long one. I'm going to shorten it. The bottom line, will the majority of countries, EU and non-EU, afford the costs of the green plans? Mona? Sorry, I was reading the question. I didn't get a chance. Oh, but maybe you can just let me know. Yeah. Okay, the bottom line, it's somebody from the audience is asking, will the majority of countries, EU or non-EU, afford the costs of the green plans? Well, I don't think a lot of the low-income countries as of now will not be able to afford it. I mean, it's a very huge cost. So I think that is one of the reasons why I mean this transition is not happening. Despite, I mean, even in low income countries, we see an increase in the incidence of natural disasters. We see that people are getting affected a lot, but they do not have the resources. I mean, as of now, they are just trying to keep their head above in terms of feeding themselves. So it's a huge thing to be asking them to, okay, you know what, don't use these fertilizers, even if it gives you 10 extra potatoes. So it's not going to be an easy transition. And that is why Daniel's question was very pertinent, that that we need to do more in terms of the international collective action. And I mean, EU countries are relatively in a much better space. I mean, I 6 months back, I was working on Bangladesh, which is perhaps one of the countries which has a very high incidence of natural disasters, which is very poor. But and I was trying to have this dialogue with the authorities there, but I can see it's a very tough challenge in low income countries. I mean, they are very far from it, and this is not something an effort which can remain country specific, because if India pollutes, it goes to all its neighboring countries as well. So it is not that that it can be contained. So challenge, an international challenge. And I mean, COVID has forced a lot of stuff on us because it became an emergency. I just hope we don't reach there with the
with climate change, but we are in a very climate constrained future. And the impacts will be seen in terms of rising sea levels, in terms of increasing incidence of and more severe natural disasters. And these things are happening. It's not, we see the Arctic now is navigable in summer. All these things were not there a few years back. So it's a huge challenge, but this winners and losers is an important part of the entire discussion, and bringing everyone around the table will be very important. Okay. Thank you very much, Mona. Thank you, and I'll take your leave. I need to connect to my next meeting. It was lovely seeing a lot of you, all of you, and meeting you. I hope to see you in person someday when things allow. Anytime, we'll be happy. Thank you very much. We appreciate a lot your time and your intervention. Thank you. Bye. Okay. Dacă îmi permiteți, putem să schimbăm limba română în clipa de față, pentru că nu mai avem niciun vorbitor de limba germană, de limba engleză, pardon, nu germană. Așa, și am o întrebare pentru cei trei, Anca, Daniel, respectiv Dragoș. Credeți că un instrument de redistribuire al averii la nivel global ar putea să fie emiterea de obligațiuni verzi? E o întrebare din public. Ar putea fi folosit pe România emiterea de obligațiuni verzi? Păi emiterea, dacă îmi permite să răspund, deci emiterea de green bonds, ea se practică la nivel regional în Uniunea Europeană. În fond, eu am încercat să spun, dar poate nu suficient, dar n-am fost suficient de explicit. Dar Green Deal-ul, finanțarea Green Deal-ului, de fapt, este prima mare spargere, în afară de niște obligațiuni emise de mecanismul european de stabilitate și nu știu ce, dar sunt primele emisiuni, într-adevăr, de joint bonds, adică implică, de fapt, o mutualizare. E mare lucru și este posibil ca acum să se pună sămânța decisivă pentru crearea unui safe asset în zona euro, care ar fi marea străpungere conceptuală și operațională pentru a viabiliza zona euro și ne-ar interesa și pe noi, pentru că dacă zona euro o va duce din ce în ce mai greu, va fi tot mai greu și României. Noi nu ne putem extrica, nu putem fi în divorț de Uniunea Europeană. Și acum revenind la ideea dumneavoastră, să știți că este o mare problemă, eu cred că doamna Mona Prasad a spus foarte clar, dar nu este simplu. Există mecanisme prin care se face redistribuire, prin ajutor internațional, dar care adesea, de fapt, servește unor interese. Nu este administrat de instituții internaționale în largă măsură. Deci avem statele naționale care distribuie și chiar Fondul Monetar și Banca Mondială. Nu sunt administrate de birocrați de acolo. Și acolo sunt interese politice care se manifestă. Deci este greu de spus în ce măsură se va putea prin emisiuni de green bonduri. Green bondurile, în primul rând, că ele ajută finanțarea obținerii de resurse care să însemne redistribuire, dar cineva trebuie să le cumpere și trebuie să le emită cineva. Cine le va emite? O să spui Banca Mondială poate să emite, Banca Europeană pentru Reconstrucție și așa mai departe. Dar ele, tot aceste instituții financiare internaționale, trebuie să acorde ajutorul. Acest ajutor va fi gratuit sau va fi tot cu condiționalități. În general, redistribuirea, cel mai nu trebuie să aibă strings attached. Cam așa trebuie să fie redistribuirea. Permiteți-mi, dacă îmi permiteți, domn profesor, pentru că e o temă și știu, îmi face o deosebită plăcere și cu siguranță și audienței să vă ascultăm, dar aș dori să trecem prin, pentru că suntem deja cam cu 20 de minute în spatele agendei și aș dori să continuăm, dar în clipa în care mai avem puțin timp și de asemenea mi-aș dori ca acest eveniment cu teme extrem de interesante și o singură temă poate acoperi lejer 3-4 ore de discuții productive, să fie un kick-off pentru o serie de evenimente și să luăm fiecare topic pe parte și să-l discutăm în detaliu și într-un cerc cu oameni cu multă experiență și de asemenea cu putere de decizie. Dacă îmi permiteți, aș dori acum să dau cuvântul lui Dragoș Preda, secretar în
Ministerul de Telecomunicații și cu o activitate amplă la nivel național și internațional. N-am să intru acum foarte mult în detalii. Și aș dori să deschidem topicul pentru următoarele 20-30 de minute al inteligenței artificiale. În ce măsură inteligența artificială poate să fie un instrument care ajută implementarea strategiei împotriva schimbărilor climatice, de a compensa aceste schimbări climatice. Și Dragoș, dacă ești acum pe recepție, te-aș ruga frumos să ne dai niște insight-uri în ce măsură noua electricitate, ca să spunem așa, inteligența artificială ar putea să ne ajute să executăm, să implementăm acest New Green Deal. Dragoș? Eu sunt onorat să mă regăsesc într-un astfel de panel. Dragi, aici îl numesc și pe Adriano Custeanu, dar desigur Dragoș Pâslaru, cu care ne știm de foarte multă vreme, îl salut, doamna Cadagu nu mai este. Și nu în ultimul rând, am lăsat pe domnul academician Daniel Dăianu, de ce spun acest lucru? Nu știu dacă mai ține minte domnia sa, în urmă cu vreo 7 ani, veneam cu Călin Rangu și discutam fondarea unei asociații de tail risks. Cred că ne aflăm într-o astfel de situație, de astfel de tail risks, adică acea contingency planning de care orice stat ar trebui să dea dovadă și să aibă niște capacități. Și cred că poate unul dintre cei mai buni cunoscători, dacă nu cel mai bun, ca să nu folosesc superlative, a acestei dimensiuni a economicului dintr-un stat este chiar domnul academician Daniel Dăianu. De ce? Pentru că scriam chiar într-un articol și toată gândirea intervenției mele a reformulat-o, intervenția de mai adineauri a domnului Dăianu. Scriam într-un articol în urmă cu vreo 4 ani, vorbeam despre provocările competitivității la nivel internațional și despre crearea acestor abilități pe care, să zic așa, literatura de specialitate le numește future-proof, acea rezistență la viitor. Încă de acum 4 ani chiar o să mă determina să-l republic, să-l repostez acest articol, sau capacitatea de fapt de a răspunde pozitiv la aceste schimbări. În prezent vorbim despre reziliență. Iar o astfel de analiză trebuie să bazeze, desigur, s-au punctat lucrurile acestea mai adineauri, pe niște capacități umane bine pregătite în acest domeniu. Personal fac parte din Millennium Project United Nations University Smithsonian Institute. În 2010 noi formulam un studiu la nivel global, Future of Work, Future of Technology. Anul trecut a fost reeditat și actualizat acest studiu, în care vorbeam de tocmai aceste evoluții. Le remarcam în trecut, deci deja de o decadă se vorbește de aceste lucruri. Iată că în prezent suntem nevoiți de fapt să ni le asumăm. Revenind la subiectul de față, noile tehnologii sunt, și am spus-o de fiecare dată, un enabler, ca să folosim un termen cât mai comprensiv pentru subiectul de față. De ce spun enabler? Pentru că, nu știu, facilitator în limba română sau cum să-i spunem, este un domeniu TIC, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, da? Este un domeniu transversal. Am putea să-i spunem backbone-ul național. Dar nu înseamnă scopul în sine. Înseamnă doar transpunerea în mod, așa cum puncta și Dragoș Pâslaru adineauri, e de fapt facilitarea ecosistemului național cu acele instrumente necesare pentru a răspunde de fapt noului val de competitivitate, pentru că acest lucru îl trăim. Am spus-o și anul trecut. Linia de start s-a resetat. Șansa României este tocmai că are posibilitatea să prepornească de la o distanță, sau dacă nu la aceeași linie de start, la o distanță relativ mult mai mică decât ce discutam în urmă cu 2-3 ani. Și aici cred că trebuie să fie, de fapt, întreaga evaluare. Acum, eu o să vin și eu să vă dau și niște exemple de lucruri deja înfăptuite pe parcursul anului trecut. Atât în această poziție și cu sprijinul colegilor mei din arcul guvernamental, cât și
în poziția mea prin care mă știe toată lumea pe zona aceasta și de rețele internaționale de oameni inteligenți, cum sunt cei pe care i-am reunit sub alături de prietenul și colegul meu Sebastian Buduja, sub cupola Ligii Studenților Românii în Străinătate. Și aici doar o să trec în revistă faptul că noi am lansat, apropo de întrebarea ridicată, noi am lansat în urmă cu o lună AI4O, Artificial Intelligence for Romania, care de fapt a creat o rețea de experți români de la nivel internațional. Aici doar să o punctez pe Maria Lucia Accente, care este Board of Advisors, lucrează pentru PricewaterhouseCoopers în Anglia, la Londra, dar este Board of Advisors pentru UK Government, pentru inteligența artificială. În prezent lucrăm la un set de recomandări și de ce spun? Pentru că sistemul trebuie aclimatizat înainte să venim cu acele cadre juridice. Mai ales într-o lume, acest ecosistem online este încă un, și trebuie să-l recunoaștem, Wild Wild West. Acum lucrurile și datorită și acestei pandemii care a transpus foarte mult din experiența noastră de zi cu zi, vom fi nevoiți să încadrăm mai bine. De aceea se vorbește de etica noilor tehnologii și vorbim în prezent, chiar avem un grup de lucru pe această dimensiune de etica noilor tehnologii și de transpunerea lor. Iar acest set de recomandări vizează trei dimensiuni foarte clare aici. Odată, zona aceasta a combaterii știrilor false, că toți suntem într-un mediu online, mass media. Da? Apropo de noile tehnologii, chiar dădeam exemplu într-un interviu la TVR despre faptul că BBC lucrează în prezent, are un card de 5G, tocmai datorită utilizării mult mai facile a infrastructurii și a unei conectivități și a unor transmisii mult mai bune și mai rapide. Totodată, zona de violență cibernetică este demersul unui protocol semnat cu ANESO, Autoritatea de Egalitate de Șanse, cu care am discutat să creăm acest set de reguli privind violența cibernetică și, sigur, etica noilor tehnologii. Revenind la combaterea, de fapt, acestei evoluții climatice și reprezentantul Băncii Mondiale a punctat foarte bine adineauri aceste aspecte legate de acordurile de la Paris din 2016. Ce pot să spun este că noile tehnologii vor ajuta foarte mult, de fapt, la eficientizarea acestor resurse. Resursele sunt limitate, știm foarte bine, oricât am vrea să dezvoltăm partea aceasta de surse de finanțare, nu sunt eu cel mai abilitat pe zona aceasta, dar dintre paneliștii de astăzi, dar o știm foarte bine că resursele sunt limitate. Un alt aspect care iarăși a fost punctat, cred că și de Dragoș Pâzlaru, sunt resursele și investițiile pe care le facem și am ridicat o serie de astfel de căi de acțiune în cursul anului trecut, investițiile în infrastructură. O știm foarte bine că recesiune din el în V se face prin investițiile în infrastructură, iar la ora actuală vorbim de și chiar lucrăm la o strategie de conectivitate bazată, fundamentată pe conceptul de infrastructuri critice și aici integrăm cele trei mari dimensiuni prea bine cunoscute: terestru, căi ferate, rutier, dezvoltarea infrastructurii de căi ferate și rutier, de fapt conectivitatea populației, dezvoltarea infrastructurii de date și dezvoltarea infrastructurii de transport de energie. Totodată, pentru a se putea dezvolta sistemul de guvernare, da, de care vorbim atât de des în ultima vreme, este nevoie de utilizarea eficientă, și aici iarăși ajung, și eficacia următorilor cinci factori. Odată, conectivitate și infrastructură tehnologică. Ce spun aici? Margaret Vestager și Thierry Breton au punctat în reuniunile noastre de anul trecut de fiecare dată. Ca să putem să trăim digitalizarea așa cum ne-o dorim, și la justa valoare, să urmărim întreg lanțul valoric de la partea de, cum s-a precizat adineau, educație, cercetare, dezvoltare, inovare, dezvoltarea IMM-urilor inovative, da? Trebuie să avem parte de conectivitate și aceeași tip de conectivitate, aceeași calitate a conectivității. România se laudă și este adevărat că din punct de vedere al conectivității stăm foarte bine, subliniez, îndeosebi în mediul urban, mai avem lucruri încă de făcut și de dezvoltat pentru conectivitatea și în mediul rural.
Dar pentru a înregistra toate aceste rezultate trebuie să avem conectivitate pentru toată lumea. După aceea, viziunea de e-guvernare trebuie foarte bine structurată. Am spus-o de nenumărate ori, trebuie să trecem și să înțelegem foarte bine această evoluție de la analog la digital, de la digital la digitalizare, crearea sistemelor și la transformare digitală. Aici vreau să ajung. Această viziune de transformare digitală trebuie să poziționeze România ca într-un pol de competitivitate. Și o să fac foarte rapid, dacă tot s-a făcut o prezentare mai adineauri, o scurtă trecere în revistă unei strategii draft deja prezentate și în cursul anului trecut, privind orașele și comunitățile inteligente, și subliniez această dimensiune de comunități inteligente, pentru că nu trebuie să vorbim numai de orașe inteligente. Tocmai de aceea, din discuțiile avute anul trecut cu domnul ministru Boloș, am creat și acel set, dacă ați văzut, Ministerul Fondurilor Europene a lansat acel set de finanțări pentru zona rurală inteligentă. Plus am transmis un set de 30 noi axe de specializare inteligentă a fi integrate în următorul exercițiu 2021-2027 pe zona aceasta de specializare inteligentă, de la serviciile pentru cetățeni până la zona aceasta de ITS. Trebuie să spun că pe 7 ianuarie am reușit să... Eu am spus o chestiune, unii au privit-o puțin hilar, deși subiectul a fost atins în cursul acestor dezbateri până la intervenția subsemnatului. Am resetat timpul României la timpul prezent prin reușita de a crea punctul național de acces pentru ITS, directiva ITS, care trebuia să fie transpusă din 2014, Intelligent Transport Systems. Aceste sisteme sunt sisteme care preiau datele legate de mediu, legate de siguranța rutieră, care este extrem de importantă, este unul din aspectele importante pentru Uniunea Europeană. De aici, inclusiv economia datelor, nu degeaba se și vorbește că în prezent data is the new oil. Tocmai pentru că aceste resurse și analizele lor, pot să spun acum, fac o paranteză. De vreo 3 ani cu un bun și drag prieten de-al meu, Mihai Cucuringu, este cu 2 ani mai tânăr, profesor la Oxford University și Alan Turing Fellow pe Data Science, urmărim să creăm pentru România un Data Science Center, care de fiecare dată le explicăm piața îl cere, atât mediul public cât și mediul privat, se poate autosustine, deci nu va avea nevoie de, nu va crea un burden asupra bugetului de stat, dimpotrivă, va aduce resurse, chiar și cu... Săr Nicolae Rațiu, am avut această discuție încă din 2019. De ce? Pentru că analiza datelor în prezent și using the big data este extrem de importantă pentru evoluția unui stat. Un stat, mă refer, matur, care își creează, de fapt, acele sisteme de reziliență, de prevenție. Un stat matur face prevenție, niciodată nu va face tratament. În prezent încă ne încadrăm, apropo de WEF, World Economic Forum, noi încă nu ne încadrăm în pilonul 3 privind business sophistication și innovation. Acum, ca să trec foarte rapid și să nu vă rețin această după-amiază, nu știu dacă se vede, în acest plan privind orașele inteligente, după cum vedeți aici, am transpus un lucru esențial și aici cred că trebuie să ajungă România să devină conștientă, partea de coeziune economică și socială. Noi vorbim de două Românii, vorbim de mai multe Românii, din păcate este aceeași Românie, sunt aceleași resurse. Nu avem cum să avem mai multe Românii. Iar lucrul acesta de coeziune economică și socială se face prin conectivitate și utilizarea noilor resurse. Iar așa cum avusesem discuția mai prealabil de dimineață cu Alex Dascălu, am precizat că dacă vrem să trăim experiența inteligenței artificiale, avem nevoie de conectivitate pentru ca să avem acele viteze și mari și latență scăzută. Inclusiv partea de robotică. Principiul pendulului întors al fizicii, care de fapt pune în picioare un robot, este bazat tocmai pe aceste viteze mari și latență redusă. Încă un lucru esențial și o să trec foarte rapid peste această prezentare legată de orașe și comunitățile inteligente și o să vin la ceva extrem de interesant apropo și de zona aceasta de, cum spuneau francezii, deconcentrare și apoi descentralizare. Moi je fais mes études là, bon,
je suis un petit peu virusé, partea aceasta, atragerea investitorilor privați și publici cheie prin înființarea unor agenții de promovare a investițiilor pe modelul, și aici am dat exemplu Barcelonei și Parisului, desigur, pentru că am lucrat pentru Bernard Pinerol, viceprimarul în timpul lui de la noi, pentru o scurtă perioadă. Dragoș, numai puțin, vreau să spun, deja avem 15 minute. Da. Și trebuie să scurtăm foarte, foarte mult. Sunt convins că sunt extrem de interesante lucrurile și te ascultăm cu foarte mare drag. Numai că dacă ne întindem prea mult și monopolizăm discuția, ceilalți vorbitori nu vor mai avea șansa să-și prezinte și ei. Eu stau să rămân deschis acum pentru întrebări. Cred că este cel mai oportun în momentul de față și desigur mai este o intervenție, dacă nu greșesc, sau două chiar. Mai avem încă 3 intervenții. Desigur. Da? 4, chiar 4. Ok, în momentul de față așteptăm alte întrebări, nu le avem încă de la audiență și din cauza asta îmi permit să trecem mai departe, mulțumim foarte frumos, la următorul vorbitor, Adrian Locușteanu, care este este și vice president al Gemini Solutions în România și l-aș ruga acum să ne dea de asemenea din propria lui experiență, din privat și proiecte implementate real, chiar la nivel internațional, care este experiența lui cu potențialul inteligenței artificiale de a avea un impact asupra schimbărilor pe care noi dorim să le realizăm pentru a compensa aceste efecte negative, foarte negative asupra speciei umane climatice. Te rog, Adrian. Mulțumesc, Alex. Așa cum vorbeam, probabil că am putea să facem o dezbatere doar de două ore doar despre artificial intelligence sau poate de 3-4 ore. Să încerc să fiu foarte scurt. Compania pentru care lucrez într-adevăr are foarte multă experiență în lucru cu startup-uri și scale-up-uri, în special din Statele Unite, dar nu numai. Vedem din unghiul acesta al tehnologiei partea de cum ar putea inteligența artificială să ajute. Cel mai mare challenge, cum a spus toată lumea, este de fapt finanțarea acestui program și cred că e o părere unanimă, nu știu, vă rog să mă contraziceți, că de fapt o parte importantă din finanțare va trebui susținută de actorii privați. Normal, vor fi regulations și asta va crește cumva costurile companiilor, dar credem noi că va fi și o cursă a inovării. Ok, România ar putea fi bine poziționată. Inovarea presupune nu doar talente, presupune și bani, presupune și piață de testare a inovării și aici trebuie să vedem cumva cum asigurăm potențialul startup-uri din România celelalte resurse. Câteva puncte aș vrea să fac despre inteligența artificială. Un studiu legat de acțiunile climatice pe care le fac top 800 de companii scoate în evidență faptul că 48% din ele utilizează inteligența artificială pentru acțiunile climatice, dar undeva peste 8 din 10 cheltuie în cadrul acestor programe de acțiuni climatice sub 5% pe inteligența artificială. Și primul punct pe care aș vrea cumva să-l reținem și nu știu, poate fi și un challenge, before you start running, you need to start working. Deci, inteligența artificială se bazează pe o infrastructură de date care trebuie foarte bine pusă la punct, pe un data discipline și pe un layer de date care teoretic ar trebui adăugat infrastructurilor existente și care trebuie construit și care în prezent există mai mult sau mai puțin. Aici vorbim de Industry 4.0, de IoT, de destul de multe alte subiecte conexe, dar fără ele nu vom avea datele pe baza cărora să construim modele, data science and so on și să putem să mergem mai departe. Asta ar fi o primă idee. O altă idee ar fi că despre această nouă electricitate, că această nouă electricitate consumă foarte mult din vechea electricitate. Modele celebre, modele ale
marilor jucători din piață, au costat antrenarea lor, pentru că în artificial intelligence și în machine learning, înainte de utilizarea modelelor, ele trebuie antrenate, au costat sute de mii de dolari. Să ne gândim la impactul asupra amprentei de carbon, la energia consumată doar pentru antrenarea unor astfel de modele. Și aș spune că challenge-ul aici este de fapt de a face artificial intelligence să fie smart, da? Să-l optimizăm. Acum este o tendință de a duce artificial intelligence către edge devices, către acele echipamente care sunt în teren și să fie modele optimizate să funcționeze acolo, în așa fel încât să consume cât mai puține resurse. Bine, toată ideea este făcută ca ele să fie și accesibile din punct de vedere al costurilor. Și a treia idee pe care aș ține să menționez aici este legată de mari jucători în inteligență artificială. Mari jucători sunt în prezent, mari jucători în tehnologie, mari provider de cloud. Vorbim de Azure, de Google, de Amazon. Nivelul la care au ajuns, pentru că de obicei ei merg cumva corelat în tehnologiile de IoT cu tehnologiile de inteligență artificială. Și aici, pe de o parte, există și riscul de a... Da, cineva a zis foarte bine aici, AI is not a silver bullet and is not a Swiss Army knife. Da. And is not one size fits all. Apropo de mari provider de cloud, ideea este în ce măsură pe termen mediu și lung inteligența artificială depinde de parcursul lor. Există riscul de a deveni captiv față de un provider sau altul. Se discută acum în Uniunea Europeană de cloudul suveran european, un proiect Gaia, foarte important, pentru că Uniunea Europeană cumva trebuie să înceapă și ea să aibă autonomie din punct de vedere tehnologic, poate din ce în ce mai mult. Astea au fost ideile principale. Sunt pregătiți cu studii de caz, dar știu că este târziu și mai sunt și alți participanți. Dar, desigur, dacă sunt întrebări, putem să le discutăm offline. Mulțumesc! Ok, îți mulțumim foarte frumos. Foarte interesant. Cum am spus, partea cea mai interesantă este, într-adevăr, artificial intelligence. Inteligența artificială este noua electricitate și inteligența artificială este cea care urmează să facă, să perturbeze, dacă putem spune așa, o traducere a disruption-ului, energia. Da? Ok. Până acum lucrurile se leagă. Realizăm și audiența noastră se analizează cât de complexă este tema și cât de interesant este fiecare subiect în parte. Ce impact are asupra vieții noastre directe. Aș vrea acum să trecem la următorul invitat, la următorul speaker, Andreea Negru, care este Head of Public Relations la COFID și de asemenea este o persoană care a trecut prin foarte multe, la CONAF, pardon, și a trecut prin foarte multe poziții relevante pentru acest topic și este în continuare la RomGaz, Public Relations Speaker. De asemenea, a fost la Transgaz, la Transelectrica, deci are un overview extrem de interesant asupra părții de energie și la sfârșitul zilei cam din 25% din emisiile care vin de dioxid de carbon vin din zona de energie. Aș dori să o întreb acum pe Andreea dacă ne poate spune câteva date. Unde stă România în momentul de față? Care este situația din punct de vedere statistic? Și care sunt pașii următori pe care îi vede pentru viitorul României referitor la emisia de carbon? Cât producem și ce putem face în direcția asta? Andreea, te rog.
Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Bună seara, domnilor, este o plăcere pentru mine să fiu în această seară alături de dumneavoastră. Am să vă propun, înainte de a răspunde întrebării lui Alex, un exercițiu scurt de imaginație. Ei bine, hai să ne imaginăm împreună o economie modernă, competitivă, eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, fără emisii de gaze. Sună bine. Aceasta este, practic, versiunea asupra viitorului pe care, într-un cuvânt, ne-o promite Comisia Europeană și, pe scurt, aceasta ar trebui să fie realitatea noastră peste 30 de ani. Dintre obiective s-au enunțat anterior agricultura, programul de la fermă la consumator și sistemul energetic, realizarea unui sistem energetic integrat. Asupra acestui aspect aș vrea să insist un pic, însă din punct de vedere al nostru, ce înseamnă pentru România. Vorbeam despre emisiile de dioxid de carbon din România, care aș putea spune că sunt scăzute dacă e să ne comparăm cu alte state membre și din acest punct de vedere stăm oarecum bine și ne-am atins obiectivele, pentru că îmi amintesc că în 2015 emisiile erau cu circa mai mult de 50% în scădere față de 1990, de exemplu, înainte de termen și în proporție mai mare față de ținta stabilită de Uniunea Europeană, din cauza, aș spune, și nu datorită închiderii unor mari unități industriale. Acum, pentru că tot s-a dus în discuție cifre și bani și valori, v-aș spune doar câteva cifre apropo de fonduri și de unde o să aibă România partea ei de cofinanțare în aceste fonduri. Pe scurt, am făcut o statistică, să zic așa, la sumele de care România poate beneficia conform draftului de acord de parteneriat negociat de România cu Comisia Europeană în perioada 2021-2025, pus recent în dezbatere publică. Avem sume de, din Fondul de European de Tranziție Justă, Just Transition Fund, care ar fi undeva la 1,7 miliarde de euro. Adăugăm la aceasta, în cadrul politicii de coeziune, 19 miliarde de euro provenite din fonduri special dedicate digitalizării, că se vorbea anterior despre digitalizare, dezvoltare durabilă, incluziune socială și sănătate, peste 6 miliarde de euro din Fondul Social European, aici vorbim despre sprijinirea incluziunii sociale, sănătate, educație, alte 4,5 miliarde de euro pentru dezvoltarea domeniului transportului și a sprijinit dezvoltarea durabilă. În plus, România ar putea accesa peste 30 de miliarde de euro din Fondul Facilității de Reziliență, 19 miliarde din Planul Politicii Agricole și 5 miliarde de euro pentru instrumente SURE. Sunt convinsă că ați pierdut și RUA. Am făcut un calcul simplu. E o cifră fabuloasă, 86 de miliarde de euro. Și aici revin la întrebarea pusă de Alex Dascălu. E o întrebare firească, dacă putem obține acești bani, în primul rând, și care este partea noastră, pentru că nu sunt doar fonduri nerambursabile. Propunerile financiare arată, practic, acest mecanism de tranziție echitabilă se bazează pe modelul de investiții al planului Juncker, aș putea spune, unde toate statele membre, regiunile și sectoarele vor trebui să-și aducă propria contribuție și sunt mai exact trei piloni, trei surse principale. Alocații din fond pentru o tranziție echitabilă sunt acele fonduri nerambursabile, investiții private care s-au amintit anterior în cadrul unui program sau unui sistem, să zicem, InvestEU specific, și un mecanism de creditare pentru sectorul public în colaborare cu Banca Europeană de Investiții, cu garanții de la bugetul Uniunii Europene. Și acum revin la România. Într-adevăr, 25% din sectorul energetic reprezintă astăzi cărbunele. Ce trebuie să facem noi pentru a trece de la cărbune la centralele termice pe gaz, gazul reprezentând acea resursă de tranziție până în 2030, sunt necesare investiții. Investiții substanțiale într-un sector, aș spune eu, complet și complex. Sunt trecute în strategia energetică câteva obiective pe care România le are în vedere. S-a stabilit obiectivul de a atinge în 2030 o pondere a energiei din surse regenerabile, dacă nu mă înșeală memoria, de peste 30%, ținând cont de particularitățile noastre, și o pondere de peste 20% în 2020. Și avem în vedere înlocuirea mai multor grupuri de cărbune cu unități de alimentare pe gaz, deblocarea investițiilor în offshore,
investițiilor offshore de gaze naturale din Marea Neagră, creșterea rolului biomasei în mixul energetic, constituirea de noi de capacități fotovoltaice și eoliene, retehnologizarea unităților nucleare și am văzut semnarea contractului la Cernavodă. Una peste alta, vorbim despre investiții importante care ar genera într-adevăr valoarea adăugată și creștere economică. Și nu spun întâmplător, pentru că problemele cu care ne confruntăm și care au fost aduse în discuție se referă la câteva aspecte extrem de importante. Să mă refer doar la trei, la număr, întrucât timpul nu ne permite. Această trecere, tranziție de la gaz către, de la cărbune către gaz, presupune și implicații sociale ale pierderii locurilor de muncă. Vor fi afectate nu numai persoanele respective, și aici vorbim de exemplu de Valajiul, în special că tot pomeneam de studii de caz, ci și familiile lor, iar presiunea pe bugetul alocat asistenței sociale va crește cu siguranță semnificativ. Green Deal-ul face referire la reconversia profesională, să nu uităm, și la crearea de noi locuri de muncă în această economie verde. Rămâne de văzut dacă noi ne putem adapta la ce înseamnă reconversie profesională sau dacă acest termen ar putea eșua în anumite localități, regiuni, cum ar fi cea dată în exemplul meu de Valajiului, pentru că este foarte puțin probabil ca angajații din minerit, de exemplu, să se poată face reconversie profesională în aceeași zonă geografică, spre producția de energie eoliană, de exemplu, sau economie digitalizată, reprezintă o provocare pentru guvern și pentru noi ca și actori ai pieței. De asemenea, să nu uităm că locurile de muncă pe care noul tip de economie verde le propune ar putea să nu mai fie egale ca număr cu locurile de muncă care dispar, pentru că vedem evoluțiile la care am fost parte și încă suntem parte în această perioadă pandemică. De asemenea, banii de la stat. Căci vorbeam că despre problema alocărilor directe, dar pe de altă parte și statul membru beneficiar trebuie să vină cu o anumită sumă. Și amintea Dragoș Pâslaru despre fonduri și despre faptul că putem avea un buget. Ei bine, am făcut un studiu rapid și am văzut că pentru fondul de tranziție, de exemplu, statul trebuie să redirecționeze cel puțin 1,5 euro din banii alocați prin Fondul European de Dezvoltare Regională și sau Fondul Social. Asta știți ce înseamnă? Că pentru a beneficia de cei 756 sau 7 milioane de euro, de exemplu, banii alocați pentru susținerea zonelor monoindustriale, care vor fi afectate de trecerea la economie nepoluată, ar trebui ca statul să ofere o cofinanțare de 1,9 miliarde euro. Și aici vine întrebarea, avem acești bani? Evident că nu trebuie azi sau mâine, dar ei trebuie identificați și plasați în buget. De asemenea, vorbim de planuri de acțiune coerent. Acest tip nou de fonduri europene, să spunem așa, alocate dezvoltării și trecerii de la cărbune la gaz și ulterior la economie verde, trebuie să aibă la bază proiecte. Din păcate, vorbim de o experiență negativă, o absorpție redusă a fondurilor europene în trecut, pentru că știm cu toții că experiența noastră financiară nu este la fel de dezvoltată. Oamenii, antreprenorii chiar, ca să nu mai vorbim de cei care lucrează în aparatul bugetar de stat sau companiile de stat, au o experiență redusă în utilizarea instrumentelor financiare complexe. Ca urmare, ce ne facem? Pentru că vom avea bani și vom fi în situația în care ne uităm cum să-i atragem. Aici am văzut că Banca Europeană pentru Investiții poate oferi asistență tehnică și mai mult decât atât, cred, în parteneriate cu firme care nu neapărat, poate nu sunt doar din România sau numai din România, dar sunt firme internaționale, specializate, care pot asista companii de stat, autorități publice în elaborarea de proiecte viabile, care să conducă la această absorpție de fonduri. Și nu în ultimul rând, cred că este un mare risc ca să îngropăm fondurile obținute de la Uniunea Europeană, de exemplu, pentru reconversie, în cursuri de instruire de gen POSRU, că avem acest exemplu, fără a investi în economia reală, care generează valoare adăugată. Ministerele noastre am văzut că nu au oameni specializați, nu au know-how, și nu sunt atât de optimistă cu privire la capacitatea lor de a schimba rapid modul de lucru. Cred că aici este rolul guvernului, reprezentanților statului de a lucra și de a
reuși practic să deblocheze acest mastodont numit aparat public, aparat bugetar, care trebuie să lucreze în folosul nostru al economiei naționale pentru a putea beneficia măcar de o părticică mică din aceste fonduri care ne sunt într-adevăr de ajutor. În sectoare, spuneam, extrem de importante, sectorul energetic, vedem cu toții, este un sector strategic la nivel național. Ok, mulțumim foarte frumos. Mulțumim foarte frumos, Andreea. Mulțumesc tuturor speakerilor de astăzi. A fost, pot să spun, copleșitor de multă informație bună, consistentă și, cum am spus, văd aici practic un kick-off pentru o serie de evenimente care ar trebui să fie atât un wake-up call, să fie de asemenea o oportunitate pentru cât mai mulți oameni care ne vizitează pentru a se educa, informa în timp real și a conștientiza care sunt provocările comune, nu numai la nivel individual, ci și la nivel de societate, în primul rând, și să înțeleagă cât de importante sunt mecanismele care trebuie activate, implementate pentru ca noi să avem o șansă, da? Pentru a putea combate această schimbare climatică care, cum am spus, se simte că este poate cu foarte puțin înainte de ora 12 și eforturile pe care trebuie să le depunem sunt absolut, cum să spun, atlasiene, da? Sunt incredibil de mari. În contextul ăsta aș dori să vă pun, să vă adresez câteva întrebări care au venit din public și da, n-am reușit să le formulez până acum. Una dintre ele este, de exemplu, dacă societatea noastră este pregătită, de exemplu, asta este o întrebare adresată lui Dragoș Preda și lui Adrian Locosteanu, este societatea românească, de exemplu, nu, dar nu numai societatea românească, dar în special societatea românească din punct de vedere cultural și politic, să folosească produse care folosesc inteligența artificială? Eu cred că deja folosim, cu siguranță fiecare din noi a interacționat cu acei chat robots care te întreabă de fapt ce vrei și poate să te ajute ca un assistant pentru customer service. Deci we are all ready there. Acum era o întrebare în ce măsură asta ar putea să eficientizeze partea de administrație și de angajați din companii. Cumva e cam același lucru pe care l-am povestit înainte, depinde foarte mult inteligența artificială de o serie de precondiții și depinde foarte mult de antrenarea unor modele pe volume istorice, pe date consistente. Asta presupune să ai sisteme informatice care au o anumită maturitate, care cumva lucrează împreună și lucrează coerent împreună. Companiile care au asta sau instituțiile din administrație care deja au atins acest nivel de maturitate pot să treacă la inteligență artificială, dacă nu pot fi încercări punctuale pe anumite segmente foarte de nișă, dar nu ceva breaking through. Ok, am înțeles. Ok, alte întrebări care au mai fost, încerc acum să deslușesc întrebările pentru că au venit. Nu văd întrebările, văd foarte multe răspunsuri în scris. Una din întrebări care a venit este de ce nu emite România obligațiuni verzi? Va fi obligată să emite și România. Și nu România. Pentru că nu e vorba numai de România. Deci este vorba și de companii private. Dacă vor dori să găsească finanțare mai ușoară, nu uitați că Banca Centrală Europeană va cere drept colateral, de fapt, hârtii de valoare care au în vedere problematica schimbării climatice. Deci lucrurile se concertează din acest punct de vedere și măsuri de prudențialitate micro, macro, converg către acest lucru și România va fi în situația, dacă vorbim de sectorul guvernamental, să emită green bonduri.
Aș vrea să spun ceva legat de utilizarea inteligenței artificiale. Vezi întrebarea dacă România este pregătită cultural și politic. Stați puțin, dar copiii noștri folosesc. Copiii mici sunt mai versatili în utilizarea aplicațiilor noi decât foarte mulți adulți. Deci nu cred că întrebarea este bine formulată. Depinde ce fel de inteligență artificială, la care ne referim. Schimbarea organizațională care este necesară, având în vedere marile provocări, implică modificări tehnologice clasice, dar și utilizarea altfel a inteligenței artificiale. De la, să spunem, simpla telemuncă până la modificare de procese. Deci depinde ce înțelegem prin inteligența artificială. Eu cred că însă că altceva este o întrebare care eu cred că este tulburătoare prin implicații. Fiindcă nu există o societate ca bloc omogen și ca reacție culturală, fie că este vorba despre această denumire colectivă, inteligență artificială. Uite, hai să luăm pandemia, acest șoc extraordinar. Haideți să vedem cum a reacționat societatea, cât de divizată a fost societatea, și peste ocean, și aici, cu teorii conspiraționiste. Vezi, lucrurile trebuie foarte mult nuanțate. Eu zic că inteligența artificială, dacă o privim ca ceva denumire colectivă, ea poate să distrugă, ea poate să ajute. Depinde la ce este folosit. Așa cum internetul, vedeți, internetul acest online a accentuat fragmentarea socială, nu numai a ajutat, a potențiat omul, ci mintea. De fapt, și lovește în omenire în măsura în care accentuează fragmentarea și noi ne distrugem. Noi nu mai avem punți de dialog. Ai spune inteligența artificială dimpotrivă. Ar trebui să ne facă mai puternici, să mărească puterea cognitivă, să ne permită un dialog mai fructuos. E, vedem că, de fapt, lucrurile nu stau așa. Deci, întrebarea asta implică, duce către o complexitate a vieții moderne care, din păcate, are și știri foarte rele. Foarte rele. La ce folosim inteligența artificială? Și ce spuneau câțiva preopinenți și mai ales Andreea. Andreea, după mine, a fost mai cu picioarele pe pământ. Pentru că ea a arătat cu degetul o problematică socială de care ne ferim ca, iertați-mă că spun, ca dracul ne ferim. Sunt oameni care se pot adapta ușor. Deci, colegul Locușteanu, da, el foarte ușor se poate adapta. El este ca peștele în apă. Sunt oameni care nu sunt precum peștele în apă, pentru care este un șoc cultural. Iar despre șocuri culturale au fost de-a lungul istoriei moderne. Nu toți oamenii s-au putut adapta. Mișcarea ludită într-un fel, veche, și reacția de tip ludist, a fost tot la o schimbare tehnologică pe care foarte mulți oameni n-au putut-o mesteca, n-au putut-o asimila. Așa se poate întâmpla și acum. Deci sunt foarte multe amenințări. Foarte multe amenințări care ies tocmai din această matcă a ceea ce numim generarea de inteligență artificială. Mulțumesc o observație. Alex, îmi trezesc o observație aici. Întrebarea, continuarea întrebării de pe... Da. Așa era, mă gândesc că eficientizarea unor servicii ar trebui să ducă la micșorarea numărului de funcționari din administrație și de angajați în companii. Răspunsul meu a fost în sensul ăsta. Desigur, ce folosim aici, face recognition, asta, recunoașterea amprentei, sunt tehnologii de inteligență artificială și sunt de uz larg, așa este. Da. Domn profesor, domnul Cășteanu, permiteți-mi acum să mai dau cuvântul și lui Adrian Codelașu, care este vicepreședintele Societății CFA din România și care are un, să spunem așa, un insight foarte interesant, și anume, noi am vorbit până acum de legiuitor, de legislativ, ce putem face noi dintr-o poziție de politician, europarlamentar, ministru, secretar de stat și mai departe. Însă, din discuția care am avut-o cu Adrian Codelașu, premergătorul acestui eveniment, am identificat de asemenea potențialul privatului, deci comunității private, de a se autoreglementa și de a sprijini implementarea regulilor de sustenabilitate, dacă le putem numi așa. Și aș vrea să-i dau cuvântul domnului Adrian Codelașu să ne spună insight-urile lui și, de asemenea, din punct de vedere al CFA, care poate să aibă un rol,
un rol foarte interesant, care prin recomandări poate impune noi standarde foarte benefice. Domnul Codărlașu, ne puteți spune ce face industria în clipa de față, cum reglementează sustenabilitatea industria financiară, de exemplu, a administrării activelor? Nu știu dacă este. Da, s-ar putea să îl fi, să fie văzut conexiunea. Mai avem și speaker care au probleme cu conexiunea. Se pare că domnul Codărlașu, în momentul de față, nu este conectat. Mi-a spus la un moment dat că are probleme cu netul. Da, nu este. Ok. Da, se pare că a pierdut conexiunea cu internetul. Ok, am avut, ca să spun așa într-un cuvânt, câteva cuvinte, mi-a spus că CFA Institute, de exemplu, este implicat masiv în definirea unor anumite recomandări și aceste recomandări pot să devină niște reguli pe care industria privată și le autoimpune în momentul când există o critică, o masă critică de companii care încep să își însușească aceste reguli de sustenabilitate. Și cred că un insight foarte interesant din punctul de vedere poate să aibă și domnul profesor Dăianu referitor la ce fac companiile în direcția asta. Există acest criteriu sau acreditare, dacă pot să spun, se numește ESG, Environmental, Social and Governance. Acum aș putea să... Deci ce cred eu este că noi trăim on borrowed time. Deci noi ar fi trebuit să avem o altă atitudine față de mediul înconjurător începând cu decenii în urmă. Deci strigătele de alarmă, avertismentele, noi le-am primit acum câteva decenii și nu s-a ținut cont. A fost raportul lui Nick Stern, 2006, faimos. Nu s-a ținut cont. De aceea și se vorbește despre taxa pe carbon. De ce? Pentru că viața arată că dacă mizez numai pe o revelație nocturnă a celor care fac emisiunea, nu? The greenhouse, masivă, nu se întâmplă nimic. Pentru că până una alta, omul este homo economicus. Adică omul are o gândire foarte la nivel micro, mânat de câștig. De câștig, asta este viața, este lupta pentru supraviețuire, pentru putere și așa mai departe. Deci ai nevoie și de aceea în istorie au apărut reglementările. Reglementările nu exprimă atitudine dictatorială, autoritaristă și nu. A fost nevoie de la a reglementa industria petrolieră și cu spargerea celor cu Standard Oil, formă în telecomunicații cu ATT-ul. Industria financiară s-a văzut că autoreglementarea, acest light touch regulation, a fost un dezastru. Și așa cum se vede că când vine vorba despre schimbarea de climă, dacă nu ai reglementări, este iar un dezastru. Deci un carbon tax la nivel global care va trebui și va implica și o redistribuire de resurse pornește tocmai de la această constatare că nu se poate fără o reglementare și va fi și la nivelul Uniunii Europene. Acum, sunt oameni de afaceri care sunt mult mai, zic eu, mai luciți decât alții, își dau seama că cu cât acționează mai devreme, chiar dacă sunt costuri pe care trebuie să le facă. Știți că dacă alții nu fac, nu îți prea convine să... Dar dacă ești lucid și începi mai devreme, s-ar putea ca tu să fii câștigătorul. Și eu cred că începe această atitudine să se schimbe, nu sunt vorbe goale, sunt asociații cum este Business Roundtable în Statele Unite, sunt oameni de afaceri mari, Bill Gates, de pildă, care este o voce foarte sonoră și care spune, doamne, ne îndreptăm către un mare dezastru și aici nu trebuie să se combine activitatea de reglementare pe care o observăm și în Uniunea Europeană, schimbarea radicală la nivelul băncilor centrale. Băncile centrale au creat deja o rețea, am vorbit despre acest lucru, face parte și BNR-ul, Banca Națională a României, o rețea care încearcă să stimuleze activitatea economică de a include în algoritmii de decizie schimbarea de climă. Băncile centrale vor impune și reglementări din acest punct de vedere, guvernele vor fi obligate. Guvernele vor fi obligate, nu vorbesc de condiționalități atașate resurselor europene, pentru că
lumea nu se reduce la Uniunea Europeană. Deci înseamnă toată lumea industrializată. Vor fi obligate guvernele să aibă politici industriale care să oblige la schimbare. Nu va fi însă ușor. Și eu cred că iar și colega de la Banca Mondială și Andreea au arătat, nu se poate numai așteptând ajutor, cum așteptăm noi ca daruri cerești, fondurile europene. Noi va trebui să restructurăm aici bugetul național, va trebui să avem venituri ale noastre superioare, nu putem să luptăm cu ceea ce vine peste noi, numai cu veniturile de acum, va trebui să schimbăm stil de viață. Toate acestea vor însemna reglementare la nivelul autorității centrale a guvernului, reglementări la nivelul comunităților locale, să economisim, să folosim mai eficient resursele, să ne gândim la zilele de mâine, să schimbăm stilul de viață, să ne educăm copiii altfel, altfel să ne educăm copiii, să existe alte priorități și copiii noștri să fie mult mai bine educați. Nu numai în a ști limbi străine, cum mănâncă, să facă sport, să fie curați, să aibă respect față de ceilalți, față de comunitate. Deci trebuie să aibă loc o schimbare majoră în multe, multe, multe. În multe, și într-adevăr. Economia privată și în ceea ce privește actul de guvernanță publică. Mulțumesc, Tomai Dragoș. Preda ne-a trimis un document din Forbes care ne reatrage atenția că, de exemplu, tragedia este că oficial umanitatea a consumat resursele pe care le pune la dispoziție Pământul, cred că în august 2020, că nu am deschis exact, n-am văzut data, dar cred că în august, practic al anului, nu? Dragoș, dacă ești aici, poți interveni, pentru că nu mai țin minte exact. Deci, practic, cu 4 luni înainte de 2017. În 2017, mulțumesc, poți să... Domnul Tăiar m-a făcut să-mi aduc aminte de... Ok, da, exact. Adică, apropo de... consumăm mai mult decât producem. Asta este mult mai mult deja, mult mai mult, dacă în august se termină deja resursele Pământului. Da, apropo de ce spunea domnul Deian, acum revenind la subiectul de față, cu schimbarea acest downshifting de care se vorbește deja de peste două decade deja, a creat de fapt. Și conceptul acesta de noi tehnologii este susținut tot pe acest sistem de rețelistică. Avusesem o dezbatere în urmă cu vreo 4 ani cu niște oameni de știință la nivel european și vorbeam de tocmai acest concept de rețelistică. Noi am gândit și am creat niște mastodonți economici. Când sistemul de rețea te ajută să dinamizezi economia mult mai într-un mod și mai matur, dar și mai sustenabil pe termen lung. Și atunci trebuie să se creeze, exact cum am spus și în acea prezentare legată de oraș și comunități inteligente, pol de competitivitate. Iar în cazul României să ne asumăm niște dimensiuni de nișă clare prin care România să fie asumată. Îmi spune cineva, păi e prima oară când după aderarea de la Uniunea Europeană se vine cu o poziție clară de viziune de țară. Adică să ne asumăm ca în anumite dimensiuni, domenii, să fim în primei 3-5, așa am spus, la nivel european sau global. Să știm că Clujul este reprezentativ pentru zona, să zicem, de medicină pe oncologie. Știu foarte bine că au experți foarte buni acolo. În primii 3-5 la nivel european. Timișoara, automotivele, sunt multe companii strânse acolo care au investit și dau exemplu și Continentalului. Da? Să fie în primele 3-5 la nivel european sau la nivel global pe zona aceasta. Să ne luăm niște nișe. Lumea așa s-a dezvoltat. Lucrul acesta duce inclusiv în pilonul 3, Business Sophistication și Innovation, duce la creșterea nivelului de trai și salarii competitive și, de fapt, ceea ce îmi doresc, eu vă spun sincer, am revenit de două ori în țară. De fapt, atrag nu numai păstrarea la nivel local a capacității umane, de retenția tinerei generații. Dar totodată eu îmi doresc, sincer, vă spun, să atragem deja din alte țări capacitate umană în țara noastră pentru că devine reprezentativă pe anumite sectoare. Colbert, răspund, Franța era secătuită pe vremea lui Colbert de tot ce consumau
din zona de luxury, să spunem așa, nobilimea franceză. Și atunci ce a făcut el? A creat niște facilități locale privind taxe, impozite, apropo de ce se discuta din aur, și a atras acele manufacturi din Germania, din statele germane, că nu era încă Germania, din statele italiene, din Spania, le-a atras în Franța. Lucrul acesta se dezvoltă și se întâmplă în multe regiuni din Europa și se dezvoltă chiar și în zone din țara noastră. Și aici aș putea să dau exemplu și Oradea. Trebuie să încheiem pentru că deschidem alte subiecte și vreau să tragem o concluzie. Deci, concluzia pe care o pot să o trag după ce am ascultat toți speakerii, domnul academician Daniel Deianu, Anca Dragu, Dragoș Preda, Dragoș Păslaru, Andreea Negru, Adrian Locușteanu și Mona Prasad, este o temă pe care mi-aș dori cu drag în aceeași structură, în aceeași echipă, să o discutăm dedicat în, sper, următoarele 30, 40, 50 de evenimente, da? Și să atragem un public din ce în ce mai mare. Mă despart de dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult pentru timpul pe care l-ați acordat și faptul că sunteți atât de angajat și puneți foarte multă pasiune și dedicație. Adică doresc să termin cu o invitație pentru să ne fiți alături pe următoarele evenimente pe care le vom organiza pe această temă. De asemenea, am uitat să o fac și doresc să recuperez acum să mulțumim Băncii Transilvania, CONAF-ului, CFA Society România, Asociației Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar, Asociației Naționale a Securității Sistemelor Informatice, News Național Finzum, comentator și editura Integral. Mulțumim MicroGreens pentru mixul de plante care face ca farfurile noastre să fie sănătoase. Sper că ați primit acest mic atenție de la MicroGreens. Și încă o dată vă mulțumesc foarte, foarte, foarte frumos în numele echipei Oxygen Events pentru participare, pentru răbdare și pentru faptul că ne sunteți alături. Încă o dată și vă mulțumesc de asemenea că mi-ați făcut onoarea să fiu moderatorul noastră. Mulțumesc frumos și o seară frumoasă. O seară frumoasă. Mulțumim frumos. La revedere.